Bărbatul trăiește împreună cu cei doi copii mai mici de 4 ani și cu concubina însărcinată într-o sărăcie lucie. Până în noiembrie a avut ajutor social, însă acesta i-a fost suspendat de primarul comunei Șimian. Omul a rămas fără cei 294 de lei primiți lunar și acuză pe cei responsabili că nu l-au pontat. Nu mi-a trecut orele. A luat de la lume bani care sunt dincolo, care sunt aici, le-a luat bani și mi-a nevoie să-mi trece și mediile de muncă pe pământaj, orele. Și domnul primar mi-a spus că se rezolvă problema. Și când mă trezesc și mă duc la bancă să iau bani, mi-a spus că nu sunt trecut pe listă. Ce s-ar întâmpla cu acești doi copii? Ce s-ar întâmpla cu ei? Cum sunt amărât la niciun Dumnezeu pe pota pământului? Domnul primar mi-a tăiat ajutorul social și am doi copii, sunt însărcinată și mă duc prin oraș, pe la gunoaie, de adun bidoane să trăiască copiii mei să cumpăr o pâine, domnișoară. Și eu nu știu ce gânduri o să aibă domnul primar. Bărbatul a vrut să depună la dosar o adeverință medicală din care să reiasă că are probleme de sănătate care l-au împiedicat să-și efectueze orele de lucru. Răspunsul pe care l-a primit l-a descurajat. Mi-a spus domnul primar, eu mă duc la domnul doctor Piticu să iau scutiri. A spus că nu e valabilă. Nici la doctor de familie, nici la doctor domn Pitico. Și a spus că nu e valabil. Primarul comunei Șimia nu a dorit să comenteze subiectul, iar asistenții sociali au arătat că, de fapt, bărbatul nu a efectuat toate cele 60 de ore de muncă pe lună. Până în acest moment, la dosar nu s-a depus nicio adeverință medicală, nici de la medicul de familie, nici de la casa de pensii. Certificatul medical privind aptitudinea în muncă sau nu a persoanei în cauză, eliberat de casa de pensie, ar fi avut o valabilitate de 3 luni de zile în toată această perioadă de timp, respectivul ar fi fost scutit de cele 60 de ore de muncă prestate pe lună. Orice problemă pe care o aveți, o puteți sesiza pe adresa redacției RTS. Puteți face acest lucru prin SMS la numărul 1284, prin e-mail la adresa știri@televiziunea-severin.ro sau telefonic la numărul redacției 025 2320320.